Vorbesc despre foloase și vorbesc despre atunci când tu ai dus la rang de artă hobby-urile tale și ele îți aduc foloase, atunci poți să mergi în următoarea etapă din viața ta și următoarea etapă din viața ta este cum îți antrenezi compasiunea și cum mergi către cauzele sociale, către voluntariat, către campanii filantropice, unde poți pune experiența ta în slujba semenilor. Frumusețe, entuziasm, încurajare și dorință de a face femeia să se simtă bine. Așa a fost începutul pentru invitata mea de astăzi, dar de curând a început proiecte noi și a început să încurajeze pe cei din jurul ei prin sfaturi, prin idei și prin proiecte în care să arate că ne putem realiza visele, putem depăși greutățile și putem deveni o versiune mai bună a noastră, indiferent de locul în care ne aflăm. Astăzi am deosebită onoare să o am în studioul AGEO pe invitata mea, creatoarea de modă, Cristina Nichita, omul politic, antreprenoarea care a dezvoltat și a încurajat mii de tineri și, bineînțeles, astăzi, cea care reprezintă Encourage People. Bine ai venit, Cristina! Bine te-am găsit, mulțumesc mult pentru invitație și totul e atât de călduros și de primitor la tine încât chiar creează starea de bucurie. Mulțumesc mult că ai răspuns invitației, știu că ești foarte implicată în multe din proiectele tale, însă am onoarea, pe lângă deosebita creație marca Nichi pe care o port astăzi, să descoper ceea ce face astăzi Cristina Nichita, pentru că tu ești implicată în comunitate, în foarte multe proiecte și sunt curioasă să văd ce proiecte ai astăzi în derulare. Încă de la începutul acestui an am decis că nu pot să o despart pe Cristina Nichita de celelalte proiecte și să vorbească doar de proiectul Baby de care se ocupă în ultimul an, încă de la începutul anului 2021. Pentru că am spus așa, timp și energie, creativitate, creație îmi ia zi de zi, Nichi, surâsul albastru, tot ce crește pe lângă mine și da, mai nou Encourage People, această platformă educațională de cursuri de dezvoltare personală pe care am înființat-o anul trecut pe o structură de economie socială. Vorbesc de fiecare dată, în fiecare întâlnire și nu obosesc să spun oamenilor de ce este atât de important că Encourage People este creat pe structură de economie socială, pentru că economia socială ne dă posibilitatea ca 90% din profit să întoarcem în proiectele sociale ale comunității. În cazul de față, decizia mea, îmbrățișarea pe care echipa mea a avut-o este tot către educație. Deci vrem să vindem cunoașterea, vrem să invităm în Encourage People, în această platformă, cât mai mulți oameni care să-și vândă experiența, cunoașterea, profesionalismul și apoi banii făcuți, profitul făcut să-l investim din nou în educație și aici mă refer la educația adolescenților care își doresc să învețe, au rezultate foarte bune, dar nu au posibilități. Mă refer aici la toate persoanele cu dizabilități, fie că e o dizabilitate născută sau dobândită, de a se știe că nu doar
toți oamenii care au dizabilități nu pot ajunge să fie funcționali, să lucreze și toți au nevoie de o șansă. Și mă refer aici la mame și la mamele din familii monoparentale, care de foarte multe ori au nevoie să se redescopere, au nevoie să-și găsească curajul, încrederea de a merge mai departe, au nevoie să fie susținute și să primească suport pentru a se descoperi și a face să înțeleagă că ceea ce ni se întâmplă în viață e doar 10%, și 90% e șansa cu ce facem cu ceea ce ni se întâmplă în viață. Deci avem șansa să alegem ce facem cu cei 90% și cum reacționăm și ce facem din situațiile care apar în viața noastră. Asta este Encourage People, asta este proiectul. E un proiect nou de care oamenii nu reușesc încă să mă lege. În sensul că de cele mai multe ori oamenii ar vrea să știe Cristina Nichita, care are 25 de ani de zile de producție și comerț în domeniul industriei frumosului, domeniul modei, Cristina Nichita, care de 15 ani face ambasadoriat, antreprenoriat social, Cristina Nichita, mama autiștilor, că na, Asociația Sârâs Albastru e însoțitorul copilului diagnosticat cu autism și cel care oferă suport familiilor care au un copil cu acest diagnostic. Și acum le e greu să mă lege de Cristina Nichita, mentorul, coachul, trainerul care îți descoperă și îți antrenează abilitățile de lider și vrea să facă asta nu doar raportat la persoane fizice, ci și la nivel organizațional. Totuși, cred că a venit natural această etapă de mentorare sau de coaching din Encourage People, pentru că cu atâta experiență în spate, îți va fi ușor să îi încurajezi pe tinerii sau pe cei care apelează la această platformă. Nu vorbești din cărți, nu vorbești în necunoștință de cauză, ai trecut prin foarte multe experiențe de viață și a venit momentul să împărtășești, să dai mai departe, pentru că eu te știu că ești o persoană foarte darnică și cu care întotdeauna am avut de împărtășit experiențe și încurajări. Care sunt totuși câteva direcții în care își pui ca și proiecte, ca și lucruri pe care vrei concret să le lansezi anul acesta? Pentru că anul trecut ați lansat platforma, am văzut o parte din evenimentele pe care le-ați făcut, ai încurajat oamenii să se înscrie pe platformă, să fie alături de voi. Începe în curând vreun training, vreun program concret sau te adresezi în special unul la unul? Ceea ce mă bucură este că sunt astăzi aici cu tine și am posibilitatea să împărtășesc. Tu știi mai bine decât cei care ne urmăresc că acest proiect, da, a venit firesc și a venit în urma multor pregătiri, atât personale cât și profesionale, și da, experiența este vastă și cu toată dragostea vreau să împărtășesc cu cei interesați care vor veni pe energia mea și energia pe care Encourage o creează. Ce livrăm imediat vineri, pe data de 21, nu știu dacă oamenii vor reuși să vadă deja materialul filmat de noi astăzi în interviu AGEO, voi avea primul curs Leadership Carismatic. Ce face Leadership-ul Carismatic? Descoperă și antrenează abilitățile de lider a fiecărei persoane care știe sau nu știe să-și seteze obiective, să se țină de acele obiective. Ce anume te face să deraiezi de la a-ți împlini obiectivele, fie că ești antreprenor, tânăr antreprenor sau doar ești în formare și vrei să ajungi să desfășori, să faci și să-ți fondezi o afacere. Este prima grupă pe care o am în acest an și încă mai avem nevoie de 4 persoane ca să am o grupă complexă și completă. Următoarele module de curs pe care le avem la ora actuală în lucru sunt cursul de antreprenoriat, cursul de leadership junior, pentru că unde am descoperit o mare nevoie este de a acționa în rândul copiilor și a adolescenților.
mergând și făcând voluntariat cu colegii mei de la John Maxwell în licee, am descoperit nevoia ca tinerilor să le fie descoperite abilitățile de lider și antrenate aceste abilități. Ori dacă avem varianta pentru viitori antreprenori sau oameni care vor să-și atingă niște obiective, avem și varianta pentru copii și adolescenți. Am avut încă de la sfârșitul anului prima grupă de responsabilitate socială, voluntariat și leadership. Aici vorbesc despre tot ce înseamnă campanii de fundraising și de ce este atât de important ca tinerii, și nu doar tinerii, chiar până la seniori, să intre în campaniile de voluntariat, de strângere de fonduri și să meargă pe lângă cauze sociale. Am eu o diagramă a misiunii personale și în momentul în care omul vrea să știe, știi cum se spune? Se spune că cele mai importante două zile din viața unui om e ziua în care s-a născut și ziua în care afla pentru ce s-a născut. Și toți ne căutăm întreaga viață misiunea. În diagrama misiunii personale vorbesc despre cât este de important să-ți descoperi hobby-urile, să vezi ce ți-e cel mai drag să faci, să antrenezi aceste hobby-uri și să te specializezi, să-ți iei mentori, să citești, să studiezi pentru a duce la rang de artă și a deprinde, ca hobby-urile tale să ajungă să dea rezultat. Vorbesc despre foloase și vorbesc despre atunci când tu ai dus la rang de artă hobby-urile tale și ele îți și aduc foloase, atunci poți să mergi în următoarea etapă din viața ta. Și următoarea etapă din viața ta este cum îți antrenezi compasiunea și cum mergi către cauzele sociale, către voluntariat, către campanii filantropice, unde poți pune experiența ta în slujba semenilor. Abia atunci ești pe deplin bucuros și abia atunci ești pe drumul tău, când ceea ce tu știi cel mai bine ajunge să aducă foloase și altor oameni. Pentru că aici sunt eu în etapa din viața mea, consider că mai pe misiune ca acum n-am fost niciodată. Și descoperind asta pentru mine, vreau să o ofer cât mai multor oameni și cât mai multor oameni tineri. Am avut prima grupă în luna decembrie și a fost o grupă oferită tinerilor cu dizabilități, atât cei din Atypic Beauty, cât și toți cei care, lângă care am mers alături în ultimii 10 ani din viața mea, de când sunt în lumea socială, și au fost foarte, foarte bucuroși, pentru că antrenarea responsabilității sociale și să te folosești de faptul că prin voluntariat ți se deschid perspective noi, prin voluntariat și campanii de responsabilitate socială cunoști oameni noi, prin voluntariat îți descoperi ce ți-e drag să faci și dacă tu ai această latură de a face bine și altor oameni. Da, dar tu ai mers mai mult de atât, pentru că ai sprijinit și prin modificări legislative, prin aducerea specialiștilor împreună și a lupta pentru drepturile oamenilor. Și lucrurile astea s-au văzut, pentru că ceea ce tu poate faci la nivel local sau încerci să aduci oamenii să facă un proiect împreună, iată că a generat valuri de schimbare și astăzi ești la acest nivel al misiunii tale, focusată maxim și în dorința ta de a dărui și de a te implica în comunitate. Cred că e o mare încurajare să depășim nivelul de dorințe și de nevoi personale și să privim către ceilalți. Spuneai mai devreme de nevoia tinerilor de leadership, de a-și descoperi drumul și nu prea li se oferă în școală astfel de cursuri, astfel de ocazii. Voi ați reușit să vă implicați poate la nivel local sau în anumite contexte și în anumite proiecte. Cât de important este să investim în zona aceasta de leadership, de a ne descoperi aceste abilități, de a ne descoperi misiunea, că de multe ori ne ia viața așa cu valul, facem facultatea că trebuie, facem masterul că trebuie, ne căsătorim, ne băgăm în tot felul de proiecte și ne trezim 35-40 de ani și, sincer, abia pe la vârsta aia ne punem întrebările de care spui tu. Oare ce ar trebui să facem ca să nu lăsăm timpul să treacă? Uite cât de
frumos m-ai ajutat și m-ai dus acolo unde vreau să-ți vorbesc de sursa de inspirație a acestui proiect și cum am descoperit eu de câtă nevoie este în comunitatea românească, de fapt, de schimbarea mentalității. Uh-huh. Pentru că noi vorbim de schimbarea mentalității. Atunci, în decizionalul înalt, în Parlamentul României, în nici jumătate de an, am realizat că foarte multe lucruri de care noi nu beneficiem sau care nu se întâmplă încă în viața noastră de zi cu zi și în comunitatea românească, este din cauza faptului că noi nu știm că nu știm. Da. Noi nu știm că nu știm și asta e de departe, cred că una dintre marile ignoranțe ale oamenilor și în ignoranța asta trăim pentru că nu suntem învățați de faptul că noi nu le știm pe toate. Avem impresia, așa cum tu spui, studiem, mergem, terminăm studiile, facem mastere, învățăm, călătorim, desfășurăm business-uri și noi nu știm că nu știm, de fapt nu știm totul. Acolo am înțeles pentru prima dată că oamenii de acasă înjură sistemul, nerealizând că ei au nevoie de o harta nevoilor sectoriale, de sistem, pe educație, pe sănătate, pe protecție socială. Și oricâte soluții ar găsi sistemul, de cele mai multe ori cei de acasă nu știu că au drepturi și nu știu să lupte pentru drepturile lor și nu știu să le impună decizionalului înalt. Și mi-am dat seama că dacă ar fi toate alocările bugetare, toate legile, tot cadrul legislativ perfect pentru, nu înseamnă că s-ar și consuma. Și asta s-a și întâmplat în una din situațiile pentru care eu luptam. Adică erau alocări bugetare de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru niște terapii care după un an de zile, ducându-ne la casă și uitându-ne în acele conturi cât s-a consumat, se consumaseră doar 16%. Ori intervenea riscul, exista această posibilitate ca anul următor să nu mai fie alocate acele bugete sau acel buget pentru că nu se consumase. Exact. Timp în care mi-am dat seama că noi de acasă, ori sistemul e ceva care nu funcționează și oamenii nu știu să acceseze, ori noi de acasă nu știm că avem aceste drepturi și aceste alocări bugetare să le putem folosi. Și atunci am înțeles că foarte mult în ceea ce noi trăim, nu înseamnă că banul, dacă este alocat, banul urmărește beneficiarul. Nici în educație, nici în sănătate, nici în protecție socială, de cele mai multe ori banul nu urmărește îndeaproape, în direct, beneficiile și beneficiarul. Ceea ce am înțeles, eu am înțeles că dacă pot face ceva cu experiența acumulată până la acea vârstă, cu experiența antreprenorială, plecând de jos de la doar 4 angajați și ducându-l pe Nichi pe marile culmi la cifră de afaceri de 2,5 milioane de euro, sute de angajați, milioane de cliente mulțumite. Dacă pot face ceva cu această experiență, după care de pe marile podiumuri de modă ale lumii, tu știi că am poposit direct în lumea socială, imediat după ce a apărut Ștefan în viața mea și diagnosticul lui. Și atunci am învățat că există și oameni altfel. De 15 ani de zile sunt aproape de social, de protecție socială, de lupta asta pentru drepturile copiilor și adulților cu o dizabilitate, fie ea născută sau dobândită. După care această experiență politică. Toată această experiență poate fi pusă acum prin platforma Encourage People, prin aceste module de curs, în slujba oamenilor, pentru că a-ți dori schimbarea mentalității înseamnă a pune umărul și aduce întreaga ta experiență către schimbarea mentalității. De fapt, asta este o educație de care noi toți suntem datori să o facem. În imediata noastră apropiere, tu știi campania mea legată și de tot ce a însemnat parte de cultură și de, apropo, de a premia modelele feminine. De ce am identificat eu această nevoie? Pentru că mi-am dat seama că modelele sunt în imediata noastră apropiere și că de foarte multe ori ele nu sunt în lumina rampei și de foarte multe ori tinerele, mamele, oamenii din educație, oamenii din sănătate nu sunt văzuți pentru rezultatele lor. Schimbarea mentalității înseamnă cum fac eu bine în compania mea, pe ulița mea, în familia mea, în familia mea extinsă, în mediul în care eu trăiesc și îmi fac zi de zi cumpărăturile, piața, merg la cosmetician, merg la coafor. Cum mă comport eu? Ce fac eu zi de zi? Cum
cum insuflu eu inspirație, încredere, curaj în sufletul fiecărui om cu care eu mă întâlnesc? Vezi că asta necesită o trăire conștientă, prezența aceasta în prezent, de care de multe ori noi românii nu prea știm să ne agățăm. Fie trăim în nostalgia trecutului, fie trăim în acel viitor care cu siguranță va fi mai bun decât prezentul și nu dăm credit activităților de zi cu zi, pentru că ni se întâmplă de multe ori să mergem în trafic și acolo e unul din testele supreme. Da. Că la televizor dăm bine, la firmă încercăm să ne mai controlăm, acasă dăm tot ce putem. Da, în trafic, uite că acolo vedem exemplele banale ale românului care nu are răbdare. Ne trebuie răbdare? Ne trebuie răbdare. Ne trebuie răbdare. Al românului care ne trebuie antrenarea, ne trebuie antrenarea răbdării, ne trebuie respectarea legilor. Da. Uite ce s-a întâmplat săptămâna asta pe trecerea de pietoni și vieți pierdute și nu e primul caz și să ne rugăm bunului să fie ultimul caz. Și cred că astfel de cursuri, tot ce spui tu aici, trebuie făcute din ce în ce mai mult sau angrenate cât mai multe persoane sub o formă sau alta, nu doar ca să le arătăm poate niște principii care pentru unii sunt filozofice, ci să înțeleagă cât de importante pentru aspectul de zi cu zi, exact cum spui tu. Merg la coafor, merg la supermarket, stau acasă. Sunt eu conștient de modul în care mă comport? Aduc eu valoare și încurajare în viața celor din jur? Sau eu sunt agresorul, sunt victima, sunt salvatorul sau mă comport ca și cum alții ar trebui să-mi dea? Mă întrebai mai devreme și eu am divagat mult pentru că te-am dus în sursa mea de inspirație pentru înființarea lui Encourage și cât de important găsesc acest proiect. Mă întrebai dacă e nevoie în comunitatea românească și e nevoie în educație de aceste cursuri. Cred că piața cursurilor de dezvoltare personală e într-o continuă creștere. Cred că fiecare dintre noi identifică nevoia de a beneficia și de alte exemple, modele pentru viața de zi cu zi. Cred că răbdarea și are nevoie de antrenament, pentru că chiar are nevoie de antrenament, pentru că eu sunt o norocoasă. Viața m-a dus într-acolo încât cu fiul meu Ștefan și apoi mai târziu cu cei din asociație mi-am antrenat răbdarea și iubirea necondiționată, pentru că în momentul în care la vârsta lui de 5 ani mie mi s-a spus că va fi non-verbal, a fost momentul în care eu m-am împăcat cu mine, m-am împăcat cu Dumnezeu, m-am împăcat cu viața de urmam să o trăim și am spus ok, eu doar voi face tot ce îmi stă în putință ca mamă, ca om, pentru el și pentru oameni ca el și Dumnezeu să ne arate calea luminată. Și atunci a fost momentul în care tot ce venea a fost pe plus. Faptul că la 5 ani și jumătate spunea pentru prima dată cuvântul apă, la 8 ani mergea la școală, chiar dacă Ștefan are nevoie în continuare de însoțitor, e un adolescent cu care ne putem înțelege, e un adolescent care face foarte multe lucruri, e un adolescent independent în activitățile extrașcolare, schiază, înoată, merge pe patine și în același timp nu putem să lăsăm singur. Deci, vezi tu, asta este exemplul persoanelor diagnosticate cu autism, dar asta contează mai puțin, să ne întoarcem la antrenament. Avem nevoie de antrenament, avem nevoie să învățăm că totul depinde de noi și de aceea tot aduc în atenția oamenilor. 10% este ceea ce ți se întâmplă, 90% este ceea ce înseamnă reacția ta la ceea ce ți se întâmplă. De asta spun, ai 90% șansă să reacționezi în sensul bun al cuvântului, ai 90% șansă să fii empatic, ai 90% șansă să vrei să te descoperi și să descoperi ce e acolo în sufletelul tău, că nimeni nu rănește Amalia dragă de dragul de a face răni și de a face victime. Nu știm că nu știm. Nu știm cât de buni putem fi. Nu știm cât de blânzi putem fi. Nu știm că fiind buni și blânzi cu fiecare dintre oamenii cu care ne întâlnim zi de zi, de fapt ceea ce facem, nouă ne face.
Așa spunea și părintele Teofil Părăian, spunea că ai grijă, române, că ceea ce faci, ție îți faci, sau ceea ce faci, te face. Cum ar trebui tinerii de astăzi să înțeleagă acest mesaj al leadership-ului, dar și a importanței pe care noi trebuie să o percepem pentru a fi prezenți în ceea ce facem zi de zi? Pentru că avem nevoie de bunătate, dăruire necondiționată, tot ce spuneai tu mai devreme. Însă, tinerii de astăzi, dacă nu văd un exemplu practic în jurul lor, nu știu cum să facă lucrurile astea. Antrenarea răbdării. Au nevoie să-și antreneze răbdarea. Pentru asta au nevoie să fie priviți în ochi și să li se spună adevărul. Au nevoie să li se spună. Ei trebuie să știe că poți urca către succes și către rezultate în viața personală și profesională cu liftul, dar ce spun eu, cu TGV-ul, dar de cele mai multe ori, urcând pe scări treaptă cu treaptă, ai șansa să construiești durabil. Ori, ceea ce eu descoper la tinerii zilelor noastre este că ei nu mai au răbdare. Ei vor să aibă rezultate imediate, nu e nimic greșit, dar fără a pune baze solide. Ce e greșit este că noi i-am alimentat cu aceste visuri. Noi. Și aici găsesc iarăși foarte important modul în care ne-am făcut unul dintre modulele de curs, care este pe feminitatea autentică și leadership, pentru că eu cred că este rolul nostru al femeilor și rolul nostru al mamelor să sădim în sufletul copiilor noștri de la cea mai fragedă vârstă sămânță de încredere și curaj, pentru că noi mamele creștem și fete și băieți, pentru că trebuie să le descoperim abilitățile născute și să le alimentăm acele hobby-uri, acele calități pe care ei le au, și trebuie să învățăm pe copiii noștri să facă cu drag ceea ce fac. Trebuie să le arătăm că viața este diversă, că oamenii sunt diverși și că pot avea o surpriză continuă în viața de zi cu zi. Toate astea se cultivă de acasă până a merge la școală. Știi, l-am avut interlocutor pe părintele Necula și părintele Necula m-a învățat un lucru. Întrebându-l despre încurajare și curaj și despre educație, spunându-i, împărtășindu-i despre acest crez al meu, că totul pleacă de acasă și rolul este al femei, mi-a spus așa, că Badea Cârțan avea o vorbă, că dacă vrem să educăm copilul, trebuie să educăm părinții acum 20 de ani. Adică dacă vrem generații care să aibă răbdare, care să își dorească să ajungă la esența lor, la misiunea lor, să trăiască frumos, să trăiască, să-și aplece atenția și asupra celorlalți, să fie atenți cum le vor fi colaboratorii, angajații, oamenii cu care vin zi de zi în contact, trebuie să educăm de astăzi pe părinții lor. Deci, un copil educat astăzi, i-am educat părinții acum 20 de ani, să ascultăm de părintele Necula, citându-l pe Badea Cârțan, pentru că da, dacă vrem generații de oameni educați, încă de astăzi trebuie să sădim această sămânță de încredere și curaj. Cum să-și scoată în evidență femeia, feminitatea din ea și să înțeleagă capacitatea ei de leadership, căci ea este modelatoare de generații, ea este cea care dă viață viitoarelor generații? Care ar fi câteva lucruri pe care ar trebui să le conștientizeze o femeie? În primul rând, cred că o femeie trebuie să învețe în primii 10 ani, da, de mică, să respire. Okay. Să respire în sensul că de cele mai multe ori, când intervin sabotorii, și mă refer aici la fel de frici,
frica de a vorbi în public, frica de a ne exprima, frica de a ne angaja în relații, frica de a spune lucrurilor pe nume când profesia pe care am ales-o și pentru care ne-am pregătit poate 10-15 ani nu este ceea ce ne-am fi dorit. Ca să poată scăpa o adolescentă, o tânără, o femeie, să poată scăpa de toate fricile astea, trebuie să fie învățată de foarte mică să respire, pentru că învățând să respiri, eliberezi toate aceste frici. Dai voie acestor frici să coboare de pe umerii tăi, să coboare din mintea ta, să coboare din trupul tău, să coboare din sufletul tău. Deci doar cu câteva tehnici de respirație eliberăm frica, eliberăm tensiunea, eliberăm grijile, nu sunt ale noastre. Cruce mare, Doamne ajută și merg mai departe, pentru că nu de pomană m-ai trimis în viața asta. Haideți să ne învățăm fețițele de la cele mai vârste fragede cum să aibă încredere în ele. Eu de asta vorbesc despre încredere, pentru că curaj avem cu toții, dar trebuie antrenat și trebuie, până ajunge și a accesa curajul în viața de zi cu zi, trebuie să eliberăm fricile și tensiunile și temerile și să nu le lăsăm să ne însoțească. Deci unul ar fi respirația, apoi... Da, doi. Să nu uităm să învățăm băieții să fie bărbați și fetele să fie femei. Le învățăm de asta de la prime, nu învățându-le despre unghii false și despre modul în care ne tot schimbăm fizionomia intervenind agresiv cu fel de fel de chestii în domeniu de la cele mai vârste fragede. Le învățăm iarăși stădindu-le încredere. Feminitatea este despre feminitatea ca și fericirea, ca și bucuria. Sunt stări. Sunt consecințele mai multor acțiuni pe care noi le facem și este vorba de o gândire sănătoasă, de o alimentație sănătoasă, de mișcare. Nu toată lumea e făcută să facă sport, dar poate îți place dansul. Nu toată lumea e făcută să facă sport sau să facă dans sau să facă not, dar, sau să facă sporturi extreme, dar s-ar putea să-ți facă plimbările. Nu toată lumea se relaxează la plimbare sau cu sport sau cu activități extra, dar poate destul de bine să-ți placă pictura, poate destul de bine să-ți placă să dezvolți abilitățile de meloman și să asculți muzică. Deci toate aceste aspecte trebuie să antrenate încă de foarte mic. O femeie învață să respire, după care învață să asculte. De departe, cred că cea mai importantă calitate, valoare a comunicării dintre oameni este ascultarea. Toți ne dorim în viață să contăm, să contăm pentru cei din viața noastră. Toți ne dorim în viață comunicare eficientă. Toți ne dorim în viață să fim ascultați, să fim auziți, să fim admirați, să fim aplaudați pentru ceea ce suntem, nu pentru ceea ce ceilalți așteaptă de la noi. Ori o femeie încrezătoare este o copilă, o tânără care știe să se elibereze de frici, care știe să asculte, pentru că doar ascultând accesează această valoare a comunicării și va ști la rândul ei să ceară. Pentru că, da, trebuie să contractăm cu noi ceea ce ne dorim cel mai mult pentru noi. Contractăm cu noi obiectivele noastre, după care să nu uităm să-i anunțăm pe cei dragi din imediata noastră apropiere de obiectivele noastre, ceea ce ne dorim și că ne dorim ca ei să ne ofere suport. Ori dacă nu pot să ne ofere suport, măcar să nu ne încurce, să ne lasă, să ne susțină tacit în a ne împlini obiectivele. În același timp să fim atente, să nu-i pierdem pe cei dragi de noi, în sensul că o femeie trebuie să știe să-și facă ascultate dorințele, obiectivele, să le comunice cu blândețe și în același timp să ceară și acordul celor din jur. După care femeia e cea care ține energia dragostei. Ce frumos ai spus-o! Femeia, da. Femeia ține energia dragostei. Eu asta am văzut la mama mea. N-am auzit niciodată că nu poate, că nu știe.
Iar când n-a putut sau n-a știut, ne-a cerut. Ne-a cerut nouă, pentru că eu sunt cea mai mare dintr-o familie cu 4 copii și de la 10 ani o ajut pe mama mea și nu mi s-a părut niciodată o corvoadă faptul că am fost nevoită ca alături de ea să-i creștem pe fratele și pe sora mea, care erau mult mai mici decât mine, sau să gătim sau să trebăluim în grădină, în curte, în casă. Tot ce era de făcut, avea o mare încredere în mine și mi-a făcut acest transfer de încredere. Tatăl meu spunea, știi, poate era o pălărie greu de dus, dar tatăl meu de la 10 ani mi-a spus, știe fata tati, am încredere în Cristina. Ori această încredere și acest știe fata tati a făcut din mine o adolescentă care de fiecare dată mă gândeam de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori și apoi luam o decizie sau treceam la acțiune, că mă gândeam cum, ce-ar spune ei, cât de bucuroși ar fi ei cu ceea ce eu am decis, cât din ceea ce eu am decis sau fac îi supără pe ei sau are repercursiuni asupra mamei mele, că s-ar putea să se supere tatăl meu. Toate aceste aspecte acum au dispărut. Acum toți decidem de la cele mai frage de vârste, batem din picior, dar uităm că toate această bătaie din picior vine și cu angajament. Pentru că asta e, vine cu angajament. Femeia ține dragostea și femeia ține dragostea în familie. Femeia trebuie să fie un mediator continuu și aici m-a și ajutat. Eu sunt de formațiune, chiar dacă am făcut modă, sunt de formațiune asistent social, iar masterul meu a fost în mediere. Eu întotdeauna am fost un mediator acasă și între generații, între părinții mei și copiii mei, și un mediator continuu în absolut tot ce am tot făcut. Este un mediator între ieri și mâine, este un mediator între tată și copii, este un mediator între copii și profesori, este un mediator în comunitate, deci este un mediator la locul de muncă. Deci e foarte important să antrenăm această abilitate de mediator și să ne dezvoltăm atât empatia cât și compasiunea. Spun asta pentru că am avut momente în viața mea când am trăit mila, dându-mi seama cât este de perturbantă, am învățat să descoper compasiunea și să mă pun de foarte multe ori în pielea celuilalt. Și când mă supăr, respir. Și care ar fi câteva ancore pe care ar trebui să le mențină mereu active o femeie care își dorește mai mult decât o familie, mai mult decât copii, mai mult decât implicarea în societate? Vrea o carieră, vrea o funcție, își dezvoltă toate abilitățile profesionale. Pentru că, de multe ori, cam tindem să mai uităm din feminitatea noastră când ne băgăm foarte mult în zona asta profesională sau mai ales când intrăm în antreprenoriat. Ce ar trebui să facă sau cum ar trebui să gândească o femeie antreprenor? Pentru că și tu ești antreprenor și tu ai o familie, ai copii, ai atâtea activități și ai reușit să le îmbini într-un mod plăcut. Care ar fi câteva gânduri pe care le avea pentru femeia antreprenor care nu poate totuși să renunțe la celelalte roluri? Gândul pentru femeie în general, pentru femeia viitoră antreprenor, pentru femeia antreprenor, egal din care categorie, în care etapa vieții este, este următorul. Femeia trebuie să se iubească mult pe ea, să se respecte pe ea, să știi, Amalia, că ceea ce m-a învățat pe mine viața este că nu poți să dai din ce nu ești sau din ce nu ai. Trebuie să te iubești într-atât încât să-ți porți respect, pentru că doar atunci, la rândul tău, vei putea da acea iubire necondiționată, poate fără așteptare, și respect. Pentru că sunt întrebată de nenumărate ori, mi s-a spus ani de zile, 10-15 ani, în mediile în care îmi desfășuram activitatea sau în care trăiam sau cu care mergeam, oameni cu care mergeam în vacanță, îmi spuneau că în ciuda faptului că am un copil cu un diagnostic pe viață, eu sunt omul care aduce armonia. Și după care am început a fi întrebată ce este armonia. Iar ceea ce pe mine viața m-a învățat, și nu numai viața, și mentorii mei, și aici mă refer atât la John Maxwell, mă refer la Manny Seusry, cu care am parcurs întreg procesul Essence, este următoarea. Armonia este nimic altceva decât echilibru. Iar echilibru e nimic altceva decât respectă-te pe tine însuți
și respectă-i pe ceilalți, în egală măsură. Dacă tu te vei respecta pe tine îndeajuns, vei avea aceeași stare, vei nutri același respect față de fiecare ființă, fie că e portarul, fie că e cerșetorul, fie că e președintele de stat, vei avea același respect. Pentru că nu e așa, ceea ce facem, nouă ne facem. Adică femeia, înainte de toate, e femeie, e mamă, e iubită, e soție, e prietenă, e fică, e soră, e nepoată, e mătușă. Femeia are toate aceste roluri. Păi da, e primul rol de dinainte de a fi antreprenor sau de a avea o carieră, fie ea antreprenorială, fie ea, știu eu, în sănătate, în educație, foarte importantă educația. Educația e grija față de omul de mâine. Educația la toate formele, că vorbim de educator până la profesor universitar și academician. Deci e omul, formatorul omului de mâine. Sănătatea e prevenție. Fiecare medic, plecând de la medicul de familie până la medicii specialiști, au această posibilitate de a sădi în sufletul pacientului drag de prevenție, să nu mai tot reparăm când e prea târziu, să prevenim de la cea mai fragedă vârstă și să facem prevenție în sănătate. Mă refer aici la tot ce înseamnă structuri legislative sau autorităților locale, autorităților centrale, și ei au rolul lor în educație, pentru că așa cum se vor comporta cu publicul la ghișeu, și acolo poți sădi respect interuman, și dacă te vei comporta cu respect, ceilalți îți vor răspunde cu respect. Deci aici ajungem la armonie. E ideatică această viață sau acest mod în care vorbim despre armonie, echilibru, respect, dar la baza exprimării feminității stă dragostea față de tine, dragostea față de oameni, și nu uita, ca oricât de grandios visezi, să-L iei pe Dumnezeu părtaș în lucrarea ta, pentru că nu realizăm de unii singuri, realizăm cu Dumnezeu și El lucrează prin noi. Ori eu așa fac, îl iau de fiecare dată pe Dumnezeu părtaș la visurile mele și sper să atingă și acest proiect, Encourage People, care e creat din dorința de a educa, de a schimba mentalitatea, pentru că, știi tu, dorința mea este de a atinge mintea și sufletul a 1 milion de români, în români, acasă în România. Vreau eu să adaug valoare și să-mi pun în slujba semenilor întreaga experiență. Îmi doresc să schimb mentalitatea oamenilor și să-i fac să înțeleagă că ei și alegerile lor le fac viața de zi cu zi, și dacă vor avea o viață bună, este pentru că au avut alegeri inspirate, au căutat unde trebuie, au avut mentori buni pe care i-au putut urma. Și nu în ultimul rând, faptul că poți să desfășori o afacere, să ai profit, și 90% din profit să-i duci iarăși în educație, iar de această dată să îi duci acolo unde nu există posibilitate, pentru că proiectele sociale ale comunității, pe educație, pe protecție socială, pe susținerea seniorilor, sunt la ora actuală cele care ar trebui să ducă la eradicarea sărăciei în România. Ori da, ar trebui să avem această preocupare. Investește în tine, investește în comunități întregi, investește în a te dezvolta personal, investește în proiecte sociale și în tineri, poate că care nu au acces la educație. Iată că mi-ai ridicat mingea la fileu pentru ultima întrebare a interviului nostru, un sfat, o încurajare pentru cei care ne urmăresc. Ai încredere în tine? Dăruiește, caută armonia, iubește necondiționat, arată respect față de cei din jurul tău și învață să respiri, învață să trăiești în prezent, învață să te bucuri de ceea ce faci și, dincolo de orice titulatură, să învățăm să fim oameni. Cristina Nichita, care e gândul pentru 2022 pentru tine, cu care ai început, și ce-ți dorești pentru anul acesta? Gândul 2022, anul ăsta este un an care ar trebui să fie prosper pentru omenire, e un an care ar trebui să devină unul mai curat,
Uită-te cum ne-am îmbrăcat, fără, da. Fără să studiem ne-am îmbrăcat în alb, să devină mai curat, mai imaculat. Suntem deja de 2 ani de zile în pandemie și oamenii au nevoie să scape de această grijă pentru a putea da frâul liber creativității și creației, pentru că am stat prea mult închiși și gândul meu este de a rămâne sănătoși, îmi doresc sănătate pentru mine și pentru familia mea și pentru toți oamenii care îi cunosc și mă rog pentru sănătate. Și pentru, cred că cea mai mare dorință mea în acest an este să reușesc cu Encourage People, să văd cât mai mulți tineri, cât mai multe femei, cât mai mulți antreprenori tineri înscriși la cursurile Encourage People, să reușesc să conving și alți specialiști să vină în acest marketplace care e Encourage People, pentru că nu este un marketplace care să se învârte în jurul experienței mele, e un marketplace în care voi invita multe persoane pe mai multe specializări să-și vândă experiența pentru a avea cât mai mare impact în social. Asta este dorința mea pe acest an și vă invit și pe această cale să vă alăturați platformei Encourage People, să cumpărați cursurile, să veniți chiar și în... Dacă nu aveți un plan pentru anul 2022, planificat 2022 este în această săptămână și tot în această săptămână avem feminitatea autentică și leadership, modul în care încurajez femeia să-și seteze obiective urgente și importante, iar cele urgente sunt cele care vor primi de la voi cea mai multă dragoste și atenție, pentru că nu întotdeauna tot ce ne setăm ca obiectiv este și urgent, de cele mai multe ori e important. Mulțumesc foarte mult, Cristina, pentru prezența ta aici în studio la GEO și pentru acest interviu minunat. Ne apropiem de final, succes în tot ceea ce ți-ai propus și bineînțeles să ne revedem cu bucurie și la următoarele ediții. Mulțumesc și să avem un an bun. Să avem un an bun. Doamne ajută! Iar dumneavoastră sunteți încurajați, așa cum ați primit sfaturile din partea Cristinei Nichita, să învățați să respirați, să trăiți în prezent, să aveți încredere în voi, să vă iubiți, să vă respectați, pentru că ceea ce ne dăruim nouă vom putea dărui și celorlalți. Noi, dacă devenim un izvor, vom avea cum să dăm și celorlalți. Să avem un an cu inspirație, un an cu binecuvântări și, bineînțeles, să rămâneți aproape de platforma noastră de interviuri, AGEO, să dați subscribe paginii noastre Amalia Georgescu Events și să urmăriți interviurile cu antreprenorii și profesioniștii care arată că schimbarea este posibilă. La revedere!